Întâlnire cu angajatorii, reprezentanții Inspectoratului pentru Imigrări și cei ai ITM Mehedinți. Pe ordinea de zi, subiectul propus a fost cel al lucrătorilor străini, care nu provin din țări ale Uniunii Europene. Întâlnirea a fost una interactivă, în care angajatorii și-au exprimat problemele sau au cerut mai multe detalii despre acest subiect. Poți să-i fac deja contractul de muncă până să vină de la ambasadă situația că e ok? Poți să-i închei deja contractul de muncă sau trebuie să aștept până vine aprobarea de la ambasadă? Omul este în vârstă, are peste 70 de ani, ambasada sau, mă rog, consulatul nu contează, îmi cere asigurare pe 30.000 de euro, minim 6 luni de zile, asigurare medicală și fiind foarte în vârstă, în timp la solicitare. Până la urmă rezolv și asta, dar vreau să zic că este una dintre problemele cele mai urâte la ora asta, pentru că de la 60 de ani încolo se pare că nu mai avem nicio șansă să angajăm străini. Deci eu vă spun cu ce problemă am întâmpit eu. Deci, din punct de vedere al problemelor de contract de muncă, se poate bine că data încheiere este una, data începerii activității poate fi alta. Astfel, angajatorii au fost informați cu privire la prevederile legale în materia detașării străinilor în România. Dacă vreți să angajați un cetățean străin, spuneți-ne. Ați adus pe cineva deja, cetățean străin, și spuneți-ne. Și cu siguranță va fi toată deschiderea față noi și vă vom ajuta să vă spunem ce acte aveți nevoie, dacă mai aveți nevoie de alte acte, dacă este în regulă. Chiar am avut, nu știu să spun exact la ce firmă, a adus un cetățean chinez din București. Actele erau toate, erau în regulă, dar nu a fost sigură pe ea, acea persoană, dacă e totul în regulă. A venit cu actele la noi, ne-am uitat peste ele, a fost tot ok, mulțumim frumos, stă liniștită, dar toate că erau actele în regulă. Deci e bine să veniți să comunicați cu noi, nu trebuie să oferiți de noi. Întotdeauna, când aveți un cetățean străin, mai ales pe angajare muncă, sunt amenzile destul de mari, nu este doar cu tocau, mai bine veniți și spuneți. Așa, chiar dacă aveți o mică nelămurire, veniți și spuneți. Astăzi am organizat o întâlnire cu angajatorii și reprezentanții acestora, împreună cu colegii de la IGI, de la Inspectoratul General pentru Imigrări. Tema informării a fost aplicarea legislației privind lucrătorii străini aflați pe teritoriul României. Ne referim aici la lucrătorii proveniți din spațiul non-UE, fie că vorbim de cetățenii sârbi sau din cetățenii din țări din Asia sau din alte state ale lumii, care, ne fiind partea pieței unice europene, necesită obținerea unui aviz de muncă înainte de exercitarea efectivă a profesiei în România. Astfel de acțiuni au loc la intervale regulate de timp, tocmai pentru a exista o comunicare permanentă cu angajatorii. Aceste acțiuni au venit în întâmpinarea unor încălcări ale legislației, astfel încât nici angajatorii, dar nici lucrătorii străini să nu aibă de suferit. Ne dorim o cât mai bună informare acestora, în scopul evitării ulterioarelor sancțiuni pentru încălcarea legii. Discuția a fost interactivă în sensul de a răspunde întrebările acestora și de a aduce clarificări și lămuriri celor care în activitatea curentă au întâmpinat anumite situații care punctual au fost lămurite. În această perioadă, detașarea străinilor pe teritoriul României a stârnit interesul multor angajatori mehedințeni, mai ales străinii care nu provin din țări ale Uniunii Europene.